dăncile cere explicabili Comisiei Europene, după confirmarea ingerințelor sublinierei a listei negre video. Premierul Viorica Dăncilă a anuncat în cadrul sublinierei din cei de guvern ce va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a cere explicații. Demersul are loc după ce Ministerul Justiției a confirmat ce au existat numeroase cereri din partea Comisiei Europene, cereri legate de situația unor dosare sublinierei în care ar fi existat sublinierei indicații cu privire la pas sublinierei de urmat în aceste cazuri. În spațiul public a apărut un document al Comisiei Europene, datat 10 octombrie 2012, în care era solicitat situația unor dosare aflate pe rol. I mai grave ce în acel document erau sublinierei nume despre care se cerea stadiul în care se află procesul, dar sublinierei pa sublinierei care trebuiau urmați, ceea ce mi se pare un lucru deosebit de grav. Am solicitat Ministerului Justiției o analiză a cererilor pe care le-a făcut Comisia Europeană către Ministerul Justiției, dacă în perioada 2012 la 2018 au mai existat astfel de solicitări. Am primit în dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirmă existența acestor practici. Am hotărât să trimit astăzi o scrisoare președintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, prin care se solicit detalii sublinierei informații legate de aceste aspecte care mi se par total nepotrivite sublinierei în total neconcordant cu ceea ce presupune MCV. E foarte important să lămurim aceste lucruri, a declarat Viorica Dăncilă. Recent, Comisia Europeană a venit cu precizări, pentru stiri pe surse.ro.punct, pe tema documentului prezentat de Antena 3 ca fiind o subliniere a zis list neagră unor persoane care trebuiau condamnate. Purtătorul de cuvânt al CPTM-a statului de drept sublinierei a drepturilor omului lămurea subliniere pe chestiunea într-un răspuns oficial. Acesta, documentul, NR, era parte din comunicările tehnice obi subliniere numite în contextul MCV, în urmă cu mai mulți ani, 2012, cu privire la recomandarea 3 din MCV, care prevede consolidarea progresului deja înregistrat, continuarea investigațiilor profesioniste, nepartizane cu privire la acuzațiile de corupție la nivel înalt. A subliniere acum subliniere tici, MCV este un proces bazat pe un tratat menit să măsoare progresul României raportat la un set de recomandări, a precizat Cristian Vigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.